Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Războiul din Ucraina a intrat în cea de-a treia săptămână. Primele negocieri la nivel înalt dintre cele două părți s-au încheiat fără un acord de pace. Există un numitor comun privind coridoarele umanitare. Criticată pentru bombardamentele asupra maternității din Mariupol, Moscova spune astăzi că informațiile despre atac sunt fake news. Sute de mii de oameni rămân în continuare fără hrană, apă și căldură. Între timp, ONU oferă Republicii Moldova 120 de milioane de dolari pentru a putea gestiona numărul mare de refugiați, care ajunge astăzi la 130 de mii. Iar experții vin cu vești triste, carburanții se vor scumpi și mai mult, iar noile prețuri afișate astăzi de an reconfirmă acest lucru. Trebuie să uităm de perioade în care prețurile la petrol și la gazele naturale vor fi mici. Negocierile ruso-ucrainene organizate astăzi în Turcia la nivel de miniștri de externe nu au adus progresele sperate. Sergei Lavrov nu a fost împuternicit de Kremlin să negocieze pacea, a spus șeful diplomației ucrainene. Oficialul rus a declarat că operațiunea specială în Ucraina, cum numește Moscova războiul, va continua conform planului. Lavrov a avertizat Occidentul că se comportă provocator, ajutând Kievul. Tot el neagă într-o declarație scandaloasă că Rusia ar fi atacat Ucraina. We also raised the issue of a ceasefire, 24-hour ceasefire, to resolve the most pressing humanitarian issues. We did not make progress on this since it seems that there are other decision makers for this matter in Russia. Ministrul rus de externe, la rândul său, spune că un eventual acord de încetare a focului nici nu era printre subiectele de discuții. Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Cei doi miniștri de externe au convenit asupra coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor, în special a celor din Mariupol, oraș vizat de intense bombardamente. Dmitro Kuleba a declarat că, deși nu s-a ajuns la un numitor comun privind încetarea focului, au decis să continue negocierile în acest format. Imediat a venit cu o precizare: în niciun caz Ucraina nu va capitula. Russia is not in a position at this point to establish a ceasefire. They seek a surrender from Ukraine. This is not what they are going to get. We are ready to seek balanced diplomatic solutions to put an end to this war, but we will not surrender. La conferința de presă de după negocieri, Sergei Lavrov a enumerat încă o dată condițiile Moscovei pentru a opri războiul: demilitarizarea Ucrainei, neutralitatea Ucrainei față de NATO și recunoașterea regiunilor separatiste din Donbass și a peninsulei anexate Crimeea. Întrebat de ce Rusia a atacat Ucraina, Lavrov a avut un răspuns halucinant. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно, наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Și a adăugat că Rusia nu intenționează să atace alte țări. Întrebat despre riscul unui război nuclear, ministrul rus de externe a declarat că NATO a pus problema în discuție. Asta deși la câteva zile după ce a ordonat ca Ucraina să fie invadată, Vladimir Putin a cerut punerea în alertă a forțelor nucleare ruse. Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что вот ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились вот в последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот, как сейчас принято говорить, дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы. Ministrul rus de externe a declarat că Vladimir Putin nu exclude o eventuală întâlnire cu Volodymyr Zelensky și că aceasta ar putea avea loc atunci când va fi necesar. Întrevederea de astăzi a fost propusă de ministrul turc de externe, în condițiile în care responsabilii de la Kiev și Moscova au avut până acum trei runde de negocieri de pace, care s-au dovedit a fi extrem de dificile și fără niciun rezultat concret. Este pentru prima oară de la începerea războiului când Rusia trimite un ministru pentru a participa la discuții.
Războiul din Ucraina intră în a treia săptămână și provoacă victime și distrugeri copleșitoare. Militarii ruși atacă în continuare orașele importante, dar își concentrează asaltul și asupra localităților mai mici. În Ohtârka a fost înregistrată o adevărată ploaie de bombe, iar oficialii locali spun că mai multe case au fost lovite. Tirurile aeriene rusești ar fi vizat și centrala electrică a orașului. În ultimele ore, cele mai multe bombardamente s-au înregistrat în orașul ucrainean Ohtârka. Rachetele rușilor au fost lansate în mare parte în zonele rezidențiale, iar în urma acestora cel puțin 3 persoane au murit. O rachetă a fost aruncată de armata rusă într-o zonă cu case de locuit, din Jitomir. În regiunea Kharkov, bombardamentele au continuat toată noaptea. Un obuz rusesc a distrus și un centru comercial din oraș. Da, druzi, dăvise, mă ne știam că nu prolamală, dăvise pe două. Autoritățile ucrainene anunță că în ultimele două zile din orașul Sumi au fost evacuați peste 50.000 de locuitori. Astăzi ar urma să fie create noi coridoare umanitare pentru a evacua oamenii din cele mai afectate regiuni ale țării. Rusia susține că acuzațiile Ucrainei că a bombardat spitalul de copii și maternitatea din orașul Mariupol sunt false, deoarece clădirea fusese preluată de mult timp de trupele ucrainene. Imaginile publicate ieri însă contrazic declarațiile Kremlinului și arată civili scoși din clădirile bombardate. Autoritățile din oraș afirmă că 17 persoane, printre care și gravide, au fost rănite. Bombardarea maternității din Mariupol este o atrocitate și dovadă că forțele ruse comit un genocid, a acuzat președintele ucrainean. Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были, маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Bombardarea spitalului din Mariupol a stârnit de asemenea indignarea UNICEF și a țărilor occidentale. Cu câteva ore înainte ca cele două instituții medicale să fie bombardate, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe spunea că acum câteva zile spitalul ar fi fost transformat într-un obiectiv militar din care trag radicalii ucraineni. В Мариуполе украинские нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции. Iar astăzi, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că informațiile prezentate de presa independentă manipulează. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел сегодня репортажи и вашего канала, и других западных средств массовой информации. Очень эмоционально, но, к сожалению, вот вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет, в общем-то, составить объективное представление, никогда особым вниманием не пользуются. Imaginile publicate de armata ucraineană după atac arată însă civili cum sunt scoși din clădirea bombardată și chiar o femeie însărcinată cărată pe targă de militari. Primarul portului de la Marea Azov susține că de la începutul războiului peste 1300 de oameni au fost uciși în atacurile din Mariupol. 9 zile de blocadă a orașului Mariupol, 9 zile de bombardament continuu asupra populației civile, 9 zile jumătate de milion de oameni trăind fără electricitate, apă, încălzire sau comunicare. 9 zile în care orașul este rupt de lumea exterioară, 9 zile, 1207 civili din Mariupol uciși, 9 zile de genocid al populației civile, a transmis primăria. Administrația locală mai spune că ieri 47 de oameni au fost îngropați într-o groapă comună. Pe rețelele sociale au apărut imagini în care pot fi văzuți bărbați, unii îmbrăcați în salopete sau costume de protecție albastre, punând cadavrele într-un șanț. Ieri primăria din Mariupol spunea că o mare parte dintre morți rămân în stradă, deoarece nu mai
are cine să-i ridice. Orașul port de la Marea Azov, Mariupol, trece printr-o gravă criză umanitară. Peste 400.000 de oameni sunt ținuți ostatici de către forțele ruse care blochează ajutorul umanitar și evacuarea, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. Consecințele războiului sunt devastatoare. Orașe întregi au fost practic șterse de pe fața pământului, iar oamenii își plâng durerea și viața ruinată printre grămezile de dărâmături. There's about 8 houses here that have been flattened, utterly flattened. There were about 6 people from one family who died here. 3 of them were children. Vedeți cum arată orașele Ucrainei devastate de război în câteva momente la știri. Trecuți de la defensivă la ofensivă, militarii ucraineni spun că au ucis peste 12.000 de soldați ruși în cele 2 săptămâni de război. Ministerul Apărării al Ucrainei publică tot mai des imagini cu coloane militare rusești aruncate în aer, cu tot cu soldați. Serviciul de informații al armatei ucrainene a postat astăzi o înregistrare video cu atacarea unei coloane mari de tancuri rusești în regiunea Kiev, anunțând lichidarea comandantului acesteia. Serviciul ucrainean de informații a scris astăzi pe Twitter despre faptul că un comandant al regimentului ocupanților, colonelul Zaharov, a fost lichidat în timpul luptelor din districtul Brovarei, anunțând că trupele rusești au suferit pierderi semnificative de personal și echipament în urma atacului. Pe înregistrarea video a fost adăugată o conversație radio între trupele rusești, care a fost interceptată de forțele ucrainene. Nitra, ia udar, slușai tebe. Udar, ia Nitra. 6-i polk, poști potențial. Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки. С беспилотника, так я понял, Байрактары летают. Armata ucraineană a postat mai multe imagini cu tehnică militară rusă aruncată în aer cu ajutorul rachetelor turcești Bayraktar. Azi dimineața a fost distrusă o altă coloană din câteva tancuri rusești care înaintau spre Kiev. De asemenea, forțele ucrainene afirmă că au respins ofensiva rusă în direcțiile orașelor Krivoi Rog, Mykolaiv, Vozneansk și Novovorontsovka din regiunea Kherson. Presa din Ucraina scrie că multe dintre obuzele și rachetele rusești eșuează și nu explodează la contact cu obiectivele. Canalul Nehta a publicat astăzi pe contul său de Twitter o scurtă înregistrare video în care 2 militari geniști ucraineni dezamorsează, folosindu-se de un bidon cu apă, o bombă neexplodată pe o stradă într-o locație neprecizată. În imagini se observă că în timp ce unul dintre pirotehniști deșurubează cu grijă focosul bombei, celălalt toarnă constant apă peste dispozitiv. Conform datelor furnizate de Ministerul Ucrainean al Apărării, în cele 15 zile de război, armata rusă ar fi suferit următoarele pierderi. Peste 12.000 de soldați uciși, peste 1.000 de blindate distruse, dar și peste 300 de tancuri, 123 de sisteme de artilerie, aproape 50 de avioane și 81 de elicoptere. Armata rusă afirmă de partea cealaltă că forțele sale aeriene continuă să avanseze și să cucerească obiective în Ucraina și a publicat un bilanț despre presupusele pierderi ale ucrainenilor. Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Printre instalațiile de infrastructură militară ale Ucrainei care ar fi fost distruse, rușii mai numără aproape 1.000 de tancuri și blindate de luptă, peste 100 de sisteme de rachetă și lansare multiplă, peste 300 de tunuri de artilerie și mortiere, puțin peste 100 de vehicule aeriene fără pilot, aproape 100 de aeronave, peste 100 de sisteme de rachete antiaeriene și 86 de posturi radar.
Civilii din Ucraina pot să deschidă focul asupra soldaților identificabili ca forțe ostile, conform unei noi legi care a intrat în vigoare în această săptămână. Totodată și străinii, dar și apatrizii care trăiesc legal în țară pot de asemenea să obțină arme și să le folosească împotriva soldaților ruși care iau parte la atacul în desfășurare asupra Ucrainei. Furnizarea de arme va fi reglementată de Ministerul de Interne, afirmă autoritățile ucrainene. Orice armă și orice surplus de muniție furnizate vor trebui returnate în cel mult 10 zile după încheierea legii marțiale aflate în prezent în vigoare. Arme de asalt și muniții au fost oferite la întâmplare încă din primele zile ale războiului, în special la Kiev. Ca urmare, au izbucnit schimburi de focuri care au fost oprite numai după introducerea unei interdicții de circulație stricte. După ce a fost exclusă din Consiliul Europei, Rusia a anunțat că se retrage definitiv din cea mai veche structură europeană. Autoritățile de la Moscova susțin că țările neprietenoase din UE și NATO continuă să distrugă organizația, iar Rusia nu va participa în subordonarea Consiliului de către NATO. Ministerul Rus de Externe susține că țările care fac parte din UE și NATO fac abuz de majoritatea pe care o au în Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. Mai mult, Rusia nu intenționează să tolereze aceste acțiuni ale Occidentului, menționând că îi lasă să se bucure de comunicarea între ei fără participarea sa. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat legea care permite confiscarea în folosul statului a proprietăților rusești și a bunurilor rezidenților ruși de pe teritoriul Ucrainei. Deținătorii de proprietăți nu vor primi nicio compensație în urma naționalizării bunurilor. Хочу сказати їм одну річ. Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Conform legii, confiscarea forțată a proprietăților Federației Ruse și a bunurilor rezidenților săi în Ucraina se efectuează fără nicio compensație pentru valoarea acestora. Autoritățile de la Kiev au aprobat legea în contextul invaziei armate a Federației Ruse în Ucraina. Atacurile armatei ruse asupra Ucrainei au distrus în totalitate infrastructura mai multor orașe. Au fost bombardate școli, grădinițe, spitale, instituții publice și chiar locuințe ale oamenilor. Majoritatea cetățenilor au fost evacuați, iar cei care au rămas să-și apere țara încearcă să salveze ce pot dintre dărâmături. În urma bombardamentelor armatei ruse, un liceu din Kiev a fost parțial distrus. Pereții instituției au cedat, iar întreg mobilierul și materialele didactice au fost deteriorate. O altă instituție de învățământ a fost devastată de bombe și la Jitomir. Salvatorii și civilii au căutat potențiale victime printre dărâmături. Ploaia de gloanțe a afectat și blocurile de locuit din apropiere. În grămezile de ruine pot fi observate bucăți de metal ale obuzelor lansate asupra orașului. O suburbie de lângă Kiev a fost aproape ștersă de pe fața pământului. Atacurile armatei ruse au spulberat locuințele civililor una după alta, iar cele care au rămas riscă să se prăbușească în orice moment. There's about 8 houses here that have been flattened, utterly flattened. There were about 6 people from one family who died here. 3 of them were children, one of about 12 years old, the other one I think was also an older teenager. Unbelievably, a couple of civilians survived. Bombele rusești au distrus și centrul orașului Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina după Kiev. Clădirile sunt dărâmate, iar străzile sunt pline de moloz. Kiev shows you just how devastating the effect of Russian bombing of this city has been. An entire street totally destroyed. Many of these buildings have people's homes in them. Private residences, flats, some of them still smoking. Această femeie spune că este șocată când privește în jur și vede că totul este distrus. I cannot think straight. I can't find the words. Спроектировал. Кто это сделал? It's barbaric.
terrible. The world is shaking. Blocurile de locuit, magazinele și centrele comunitare s-au transformat în dărâmături după atacurile aeriene necruțătoare ale Rusiei. Străzile nici nu se mai văd, iar din mașinile locatarilor au rămas doar grămezi de fiare. Autoritățile ucrainene anunță că de la începutul războiului până peste 2000 de civili au fost uciși, iar peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1500 de case au fost distruse. Organizația Mondială a Sănătății anunță că atacurile asupra spitalelor, ambulanțelor și a altor instituții medicale din Ucraina s-au înmulțit în ultimele zile și avertizează că țara este lipsită de provizii medicale vitale. ONU a anunțat că cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața în atacurile care au avut loc asupra spitalelor de la începutul războiului în Ucraina. Mai mult de jumătate dintre respondenții unui sondaj realizat în Moldova cred că Rusia a declanșat un război în Ucraina și nu o operațiune militară, așa cum susține Moscova. Tot atâția salută cererea de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Asta arată datele unui sondaj prezentat de compania specializată în cercetări Magenta Consulting. Peste 60% dintre respondenți cred că Rusia duce un război cu Ucraina. Aproape 30% spun că Moscova a pornit o operațiune militară, iar peste 10% nu au știut ce să răspundă la această întrebare. Opiniile respondenților sunt împărțite și atunci când este vorba de a susține una dintre aceste două țări implicate în conflict. Astfel, jumătate dintre participanți la sondaj sunt de partea Ucrainei, iar fiecare al cincilea respondent este de partea Rusiei. Fiind întrebați în ce măsură conflictul dintre Rusia și Ucraina este un pericol pentru securitatea țării noastre, mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că e un pericol mare. Peste 30% sunt de părere că acesta nu va afecta securitatea Republicii Moldova. Decizia conducerii țării de a înainta cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană este susținută de peste 60% dintre respondenți. Peste 30% însă au spus că nu o susțin. Sondajul a fost efectuat în perioada 3-5 martie pe un eșantion de 539 de respondenți, având o marjă de eroare de plus-minus 4,2%. Studiul a fost realizat și finanțat de compania specializată în cercetări Magenta Consulting. Copiii refugiați din Ucraina au început să meargă la școlile din Moldova. Aceștia au fost înmatriculați în instituțiile de învățământ cu predare limba rusă. Noi predmete, во-первых, во-вторых, я путаю на украинском. Да. Ну, типа, прошу тетрадку, а я говорю зошит. И меня тоже не понимают. Aflați cum se descurcă elevii ucraineni într-o țară străină, fiind nevoiți să învețe într-o limbă străină imediat la știri. Nivelul de radiații din țara noastră se încadrează în limita normală. Asta spune responsabilii de la Agenția de Reglementare a Activităților Nucleare din Moldova în contextul îngrijorărilor apărute în urma deconectării de la electricitatea centralei nucleare de la Cernobâl. În cazul în care va exista riscul eliminărilor de substanțe radioactive, autoritățile vor anunța populația și vor prezenta toate instrucțiunile pentru protecția cetățenilor. Directorul adjunct al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare precizează că nivelul de radiație în țara noastră fluctuează zilnic în funcție de stare atmosferică și de precipitații. Astăzi, ca și în ultimele două săptămâni de când a început războiul în țara vecină, nivelul nu depășește limita normală. Iar asta înseamnă că deconectarea centralei de la Cernobâl de la electricitate nu a provocat nicio degajare de substanțe radioactive. Stația Cernobâl a fost de mult scoasă din exploatație, adică oprită. Reactoarele combustibilului, deci nuclear, care se afla la aceste reactoare, acum se află în bazine de răcire. Bazinele au volum foarte mare datorită temperaturii scăzute. Chiar și fără nicio alimentare suplimentare a copilor, poate să reziste și nu vor fi careva probleme. Potrivit specialistului, stațiile nucleare existente au un sistem complex de protecție prevăzut pentru a evita un accident nuclear asemănător cu cel din 1986. Totuși, dacă ar exista un potențial pericol de creștere semnificativă a nivelului de radiație, oamenii trebuie în primul rând să se adăpostească într-un loc sigur. Orice persoană trebuie să cunoască că cea mai bună adăpostire este într-un spațiu închis cu izolarea cât mai bună de mediu, adică prin închiderea pereților, oprirea tuturor sistemelor de ventilație,
și urmarea recomandărilor date de către autorități. Iar următorii pași trebuie coordonați doar de autorități. Administrarea iodului ca metodă de profilaxie prezintă un pericol pentru sănătate, spun specialiștii în radioterapie. Iodura de potasiu se ia doar în cazul în care există o degajare de iod radioactiv. Acest iod stabil care noi îl administrăm se acumulează în glanda tiroidă și nu permite acelui iod radioactiv care vine cu aerul atmosferic, cu precipitațiile atmosferice, să intre, să se acumuleze în glanda tiroidă. Dacă se elimină un alt material radioactiv, iodul nu oferă nicio protecție. Țara noastră este țară membră a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, iar asta înseamnă că informația despre un potențial risc de eliminări radioactive va fi prezentată populației în cel mai scurt timp de către autoritățile noastre. Specialiștii recomandă oamenilor să se informeze doar din sursele oficiale și să nu urmeze instrucțiuni distribuite pe rețelele de socializare. Despre asta a vorbit și președintele țării la emisiunea În Profunzime, unde a dat asigurări că siguranța oamenilor va fi prioritară. Noi nu suntem în Uniunea Sovietică cu un regim mincinos care, atunci când s-a întâmplat catastrofa de la Chernobyl, accidentul de acolo, nu și-a informat proprii cetățeni ca să se protejeze, cel puțin să stea în spații închise. Noi suntem oameni responsabili, deci oamenii trebuie să aibă certitudinea că noi o să-i ținem la curent. Economia Rusiei trece printr-un șoc, afirmă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care mai spune că autoritățile ruse iau măsuri pentru a atenua impactul unui război economic absolut fără precedent purtat împotriva Moscovei. Una dintre soluțiile anunțate de autoritățile ruse ar fi naționalizarea activelor companiilor străine. Inițiativa a fost susținută astăzi și de președintele Vladimir Putin. Autoritățile ruse afirmă că au pregătit deja o listă cu companiile străine ale căror active pot fi naționalizate după ce au anunțat că se retrag sau își suspendă activitățile din țară. Pe listă se află până în momentul de față 59 de companii, dar aceasta ar urma să fie extinsă în funcție de deciziile luate de companiile străine. Те, кто собираются закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков. Нужно тогда, как вот и предложил представитель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов. În listă figurează nume mari precum Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M și altele. Măsurile ar fi luate pentru a redresa economia Rusiei, care trece printr-un șoc generat de valul de sancțiuni impus țării de la începerea războiului din Ucraina. Situația absolut beprecedentă. Nu, то есть, такой экономической войны, которая началась против нашей страны не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие. În ultimele zile, sute de companii străine din diferite domenii au anunțat că se retrag de pe piața rusă. În acest context, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Vyacheslav Volodin, a declarat că țara sa nu va fi afectată de plecarea giganților internaționali și că acest lucru va face loc businessului rusesc. McDonald's 100% российское сырье. Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайте. Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход. Printre cei care au anunțat astăzi că pleacă de pe piața rusească se numără și Western Union, una dintre cele mai mari companii din lume de transferuri bănești internaționale. Întrebat despre situația economică din țara sa și despre sancțiunile fără precedent impuse țării sale după întâlnirea de astăzi dintre Sergei Lavrov și Dmitro Kuleba, ministrul rus de externe a spus că Rusia se descurcă. Знаете, мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство. Sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei sale în Ucraina vizează în special băncile mari rusești, băncile centrale rusești, datoria suverană a Rusiei, funcționari publici și oligarhi ruși selectați, precum și controlul exporturilor de componente de înaltă tehnologie către Rusia. Aceste măsuri exercită o presiune considerabilă asupra rublei rusești, care a scăzut deja și vor conduce la o creștere a inflației prețurilor de consum.
La Palanca a fost improvizată o autogară temporară pentru refugiații din Ucraina care vor să tranziteze teritoriul țării noastre. Aici, cetățenii ucraineni beneficiază de transport organizat care îi duce la punctele de trecere a frontierei moldo-române, iar dacă au nevoie, voluntarii le vin în ajutor. Autogara a fost amenajată lângă corturile instalate pentru refugiați, unde oamenii se pot odihni, primesc mâncare și pachete sanitare. Astăzi, autogara improvizată din satul Palanca a fost plină de ucraineni care căutau un mijloc de transport pentru a ajunge în Europa. Unii dintre cei ajunși în autogară au petrecut câte 8 ore în drum spre Moldova și tot atât timp vor călători până ajunge în Europa. Această femeie și-a luat copiii și două valize și a pornit spre nicăieri. Ne-a povestit că a fugit din Nicolaev în ultimul moment, când deja toate podurile erau minate, iar în anumite intervale de timp din oraș puteau ieși doar mamele și copiii. Ia două nedele ștala, nu puteau ieși. Там осталась тетя с дядей мои. Мои мужа родственники остались тоже с ребенком, не захотели ехать. În autogara improvizată, voluntarii le oferă refugiaților ceai cald și toate consultațiile necesare. Autogara provizorie din Palanca a fost deschisă pe 5 martie. Aceasta a fost amenajată de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, polițiștii se ocupă de gruparea refugiaților și îmbarcarea acestora spre destinațiile dorite. Serviciul Starlink, deținut de compania lui Elon Musk, va oferi internet gratuit la punctele de trecere a frontierei și punctele de triere a refugiaților care ajung în Republica Moldova. Decizia a fost luată astăzi la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Totodată, CSE a oferit companiei dreptul de prestare a serviciilor de internet prin derogare de la procedura ordinară de acreditare. Starlink este o constelație de sateliți construită de SpaceX pentru a oferi acces la internet prin satelit. Constelația va ajunge să fie formată din mii de sateliți de dimensiune reduse, plasați pe orbita joasă a Pământului, care funcționează în combinație cu stațiile de emisie-recepție terestre. ProTV este una dintre principalele surse de unde cetățenii se informează despre războiul din Ucraina. Asta arată datele sondajului realizat de Magenta Consulting. Fiind întrebați care sunt principalele trei surse din care se informează despre conflictul dintre Rusia și Ucraina fără oferirea variantelor de răspuns, cei mai mulți respondenți, 25%, au spus că citesc știri de pe Facebook, 16% dintre respondenți urmăresc canalele TV locale sau străine, 15% dintre participanții la sondaj au spus că urmăresc știrile Moldova 1, iar 14% au ales ProTV ca fiind una dintre principalele surse de informare. Postul nostru de televiziune este urmat de TV8, Prime și Jurnal TV, arată datele sondajului realizat de Magenta Consulting. Studiul a fost efectuat în perioada 3-5 martie pe un eșantion de 539 de respondenți, având o marjă de eroare de plus-minus 4,2%. În același timp, site-ul protv.md este cel mai accesat site de știri din Moldova. De pe 24 februarie, când a început războiul în Ucraina, site-ul nostru a fost cea mai importantă sursă de informare pentru vizitatorii din țară și pentru cei din afara ei. Contorul Google Analytics arată aproape 1,5 milioane de utilizatori unici. Vizitatorii site-ului nostru au avut acces la transmisiuni în direct, fotografii și video de la fața locului, precum și la informații de ultima oră despre declanșarea războiului din Ucraina. Peste 200 de copii refugiați din Ucraina au fost înmatriculați în școlile și liceele din Republica Moldova. Aceștia au primit manuale și au făcut cunoștință cu noi colegi și profesori. Deși au fost primiți în clase cu brațele deschise, elevii ucraineni se confruntă cu mai multe dificultăți legate de discipline, dar și de limba de predare a materiei. Elisei are 12 ani și este în clasa a 6-a, la câteva zile după ce a fugit de războiul din Ucraina împreună cu familia sa. Băiatul a început să frecventeze temporar liceul teoretic Antioh Cantemir din capitală, cu predare în limba rusă. Noi predmete, vă pierdut, vă vtărăh, ea pute una ucraińska. Da. Nu, tipa, prășu citratcu, eu găriu zoșit. Cu toate că întâmpină unele dificultăți la școală, Elisei spune că este ajutat de colegi și profesori. Până acum acesta a învățat la o școală din Limansk, regiunea Odessa, localitatea amplasată la graniță cu Moldova. Я ще живу за селом і як у нас тоже село. У меня все впечатление как это, и мы нашли там друзей. Все впечатление как и там было, да. И
Даже вот когда я иду в школу, я думаю: "О, я в Одессе". A reușit să-și facă prieten la școala nouă și fratele mai mic al lui Elisei, care este în clasa a patra. 46 metri. Și normal, nu? Было непонятно. Я сидел. И просто мне подходили и спрашивали: "Как тебя зовут? Откуда ты?" Я говорю. Matematica este disciplina lui preferată acum, întrucât cifrele sunt aceleași în toate limbile. Ну, вот это что мы сейчас учим, я по-украински это уже учил. Colega sa de bancă, Маша, este cea care îl ajută să înțeleagă mai bine materia. Он сначала молчал, потом на второй-третий день начал с нами общаться. Мы узнали получше, начали с ним общаться, разговаривать, играть. La liceul teoretic Antioh Cantemir din capitală studiază 4 elevi ucraineni. Pentru alți 3 părinților pregătesc acum documentele de înmatriculare. Основной задачей, которую мы преследуем, принимая этих детей, это решение вопросов в первую очередь психологических. Именно тех вопросов, которые связаны с адаптацией этих детей в общество, чтобы они имели возможность в нормальной мирной обстановке общаться со своими сверстниками. 6 elevi refugiați își fac studiile temporar și la liceul evreiesc Rambam din sectorul botanic al capitalei. Alți 4 urmează să fie înscriși. В моем классе учатся 2 ученика из Украины, 2 детей, брат и сестра. Чувствовали вот момент адаптации. Им было сложно. Первые пару дней, а может быть даже не пару дней, потому что в конце первого рабочего дня дети почувствовали теплую дружественную обстановку и общались они очень хорошо с ребятами и нашли общий язык. Правда, мы делаем все возможное, чтобы они почувствовали себя как дома. În același timp, 20 de copii de la centrul de plasament din Sărata Galbenă, Hâncești, merg la școala din sat. Pentru ei au fost create 2 clase, iar profesorii predau materia în limba rusă. Мне очень нравится в молдовской школе. А тут хорошо. Autoritățile din capitală au identificat 32 de școli cu peste 1000 de locuri disponibile pentru copiii ucraineni. În prezent, în instituțiile de învățământ din Chișinău au fost înmatriculați aproape 200 de copii și la Orhiela la școală merg peste 60 de elevi ucraineni. Ministerul Educației nu ne-a putut spune deocamdată câți elevi refugiați studiază în țară. Transportatorii din Moldova sunt afectați și ei de războiul din Ucraina. Șoferii care au rute spre Rusia nu mai pot tranzita țara vecină, iar Transeul e acum prin 6 state. Как сажунок в Кишинево, Федерация Русского Государства, Москва, Щинапой, авем он трассе де паркус, где 3120 километров. Траверсем 6 цель. Șoferii trebuie să tranziteze România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania și Letonia. Cu un drum mai lung și cheltuielile sunt mai mari. Revenim cu detalii imediat. Pentru a depăși criza refugiaților, Organizația Națiunilor Unite oferă țării noastre 120 de milioane de dolari. Aflat într-o vizită la Chișinău, reprezentantul ONU, Roland Schilling, a lăudat moldovenii pentru implicare și a menționat că aceasta este cea mai mare criză a refugiaților de după cel de-al doilea război mondial. În discursul pe care l-a avut astăzi la guvern, reprezentantul oficiului înaltului comisariat al ONU a lăudat moldovenii pentru modul în care au ajutat autoritățile în gestionarea numărului mare de refugiați veniți din Ucraina. We are facing the largest refugee crisis since World War II. And I must say, and I would like to outline that all, not only me, but deep from all our colleagues, are incredibly impressed by the work your government has undertaken in very, very short time. Înaltul oficial a spus că acum este rândul comunității internaționale pentru a se implica și a ajuta în gestionarea crizei. Just for the initial emergency phase, $120 million are planned to be allocated towards activities to elevate the emergency situation in Moldova, and we know it's too little, more needs to come. De la începutul războiului din Ucraina, aproape 350.000 de refugiați au intrat în Republica Moldova. Dintre aceștia, în țara noastră au rămas peste 130.000, iar guvernul a anunțat că nu va mai cheltui bani din bugetul de stat pentru gestionarea crizei refugiaților. Cheltuielile vor fi preluate de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați.
prim, vicepreședintele Comisiei Europene îndeamnă europenii să reducă căldura din casă pentru a lupta mai eficient cu Vladimir Putin. Asta în condițiile în care Europa vrea să scape de dependența excesivă de gazul din Rusia. Acum când iarna este pe sfârșit, consumul de gaz va scădea. Experții însă se întreabă ce va fi la anul și cum va reuși Uniunea Europeană să reducă atât de repede această ultradependență de aprovizionare cu gaze rusești. În 2021, UE a importat din Rusia aproximativ 45% din necesarul său de gaze, iar acum Comisia Europeană vrea să înceteze cumpărarea de combustibil fosil din Rusia înainte de 2030. By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia, that is two-thirds of what we import from them. This will end our overdependency and give us much needed room to maneuver. Two-thirds by the end of this year. It's hard, bloody hard, but it's possible if we're willing to go further and faster than we've done before. Pentru ca acest lucru să fie posibil, diversificarea surselor de aprovizionare este mai mult ca niciodată de actualitate. First, we will diversify supply and bring in more renewable gases. By doubling sustainable production of biomethane, we can replace another 18 BCM using the Common Agricultural Policy to help farmers become energy producers. We can also increase the production and import of renewable hydrogen. Folosirea de către Rusia a resurselor sale de gaze naturale ca armă economică și politică arată că Europa trebuie să acționeze rapid, crede directorul Agenției Internaționale pentru Energie. It will not be from one day to another to replace the entire natural gas coming from Russia. To be frank, because today the European gas imports about 40%, even higher than 40%, comes from Russia only. But there may be some measures taken which can reduce these imports from Russia. Potrivit lui Fatih Birol, pentru iarna viitoare, perspectiva sancțiunilor europene sau a măsurilor de retorsiune rusești provoacă și incertitudine considerabilă cu privire la furnizarea de gaz rusesc. Rusia deja a amenințat că va tăia supapele gazoductului Nord Stream 1. And when we look at the other suppliers, Norway, knowing the situation, increased the gas exports to Europe, Azerbaijan, Algeria, United States, the LNG with the tankers come to Europe. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, reducerea încălzirii clădirilor cu un grad ar reduce cererea cu aproximativ 10 miliarde de metri cubi, iar o mai bună izolare a locuinței ar duce la economii de circa 2 miliarde de metri cubi. Ca parte a planului său, Comisia Europeană dorește ca națiunile UE să-și umple depozitele de gaze la un nivel de cel puțin 90%, începând cu 1 octombrie în fiecare an. Deși prețurile carburanților continuă să crească, de la o zi la alta ne așteaptă vremuri și mai grele, spun experții. Scumpirile apar în contextul în care resursele energetice din Moldova sunt importate în proporție de 100%. Potrivit experților, vestea bună este că majorările în lanț vor spori trecerea rapidă la energia regenerabilă. Trebuie să uităm de perioade în care prețurile la petrol și la gazele naturale vor fi mici. Cred că intrăm într-o eră a resurselor energetice scumpe, care vor deschide și noi oportunități pentru a dezvolta energia regenerabilă. Noi nu suntem producători de țiței. Cu părere de rău, nu avem marea sau promisul cel mare a contractului cel de la Giurgiulești, care trebuie să avem și o fabrică de prelucrare țițeilor. Expertul economic Adrian Lupușor spune că în urma războiului izbucnit în țara vecină, scumpirile carburanților sunt previzibile, iar prețurile vor continua să crească. Aceste creșteri puteau fi și mai mari dacă aveam o bancă centrală mai slabă, da, care nu intervenea pe piața valutară și care nu reușea să țină leul stabil. Și aceasta chiar a izolat sau a permis să nu avem o creștere și mai mare a prețurilor. Expertul energetic Tudor Șoitu spune că în urma creșterii prețurilor la carburanți, cel mai mult vor avea de suferit agricultorii, iar autoritățile ar trebui să se implice pentru a-i ajuta. Un cetățean care la 2 litri sau la 10 litri de motorină sau benzină e minciunit cu 10 sau 20 de lei, parcă spare chifoare la ureche,
Da, agricultura, dar tot sistemul ăsta agricol care folosește atâta tone de benzină, în ce se transformă valorile astea? Și încă o dată repet, băieții șmecheri în situații de astea, de încurcătură care le avem, se folosesc din momentul ăsta. Adrian Lupușor spune că majorările vor afecta serios economia Republicii Moldova, care importă integral produsele petroliere. Așteptările firmelor, agenților economici sunt că această tendință de majorare a prețurilor va continua și în viitor, deoarece avem ce avem la bursele internaționale, sunt perturbate lanțurile de aprovizionare, piața de carburanți și piața de produse, în general energetice, din întreaga lume, parcurge anumite tendințe istorice nemai văzute până acum. Între timp, carburanții se scumpesc din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat astăzi noile prețuri plafon. Astfel de mâine, benzina se scumpește cu încă 40 de bănuți și depășește suma de 27 de lei. Șoferii vor trebui să scoată mai mult din buzunare și pentru un litru de motorină, care de mâine se scumpește cu aproape 1 leu și ajunge la 26 de lei. Mihaela Tabarcea, Pro TV. Un proiect de lege care prevede ca femeile și bărbații să primească salarii egale pentru aceeași muncă depusă a fost votat astăzi în primă lectură. Angajatorii vor fi obligați să-și informeze periodic muncitorii despre salariul mediu pe funcții din cadrul companiei oferit pe bază de gen. Potrivit autorilor, femeile vor putea astfel să solicite un salariu mai mare atunci când vor observa că bărbații care au aceeași funcție sunt plătiți mai bine. Acest proiect de lege vine să rezolve, de fapt, o nedreptate în societatea noastră. Acest proiect de lege vine să aducă mai multă echitate socială și mai multă egalitate între femei și bărbați. Mai exact, proiectul vine să asigure o egalitate salarială între femei și bărbați pentru aceeași muncă. Deputata PAS Doina German a menționat că discrepanța salarială în funcție de gen este în creștere de la an la an. Conform studiilor și Biroului Național de Statistică, se vede foarte clar că în mediu diferența dintre salariile pe care le primesc femeile și bărbații sunt de 14%. Ori asta valoric înseamnă peste 19.000 de lei. Acest lucru este despre cum fiecare femeie din Republica Moldova anual pierde peste 19.000 de lei. Astfel, proiectul oferă dreptul femeilor și bărbaților să fie informați despre salariile oferite de companiile în care sunt angajați, oferindu-le posibilitatea să afle care sunt salariile celorlalți colegi agregate la nivel de funcție și dezagregate în funcție de gen, în așa fel încât se poate constata dacă în cadrul companiei sunt diferențe de salarizare justificate prin nimic altceva decât diferența de gen. Aceste informații vor trebui puse la dispoziția salariaților periodic de către angajatori. Este nevoie ca toți angajatorii, fără excepție, să devină mai transparenți în privința politicilor de salarizare. Asta înseamnă fără eschivări, fără standarde duble și, desigur, fără discriminare. La prezentarea acestei inițiative în Parlament a fost organizat și un flash mob. Deputatele din fracțiunea PAS au stat în timpul ședinței cu pancarte în față pe care erau scrise mesaje de susținere a legii, care într-un final a fost votată unanim în prima lectură. Doina German a precizat că mecanismele prin care vor fi verificați angajatorii dacă respectă legea vor fi stabilite ulterior. Veteranii războiului de pe Nistru, părinții, dar și văduvele acestora vor primi alocații unice în valoare de 2500 de lei. O lege în acest sens a fost votată astăzi de către deputați. Costul total al proiectului este de circa 50 de milioane de lei și numărul beneficiarilor, după care, cum vă spuneam, este de circa 20 de mii de veterani.
Proiectul prevede și alte măsuri. Dan Berciun a precizat că urmează să fie schimbată modalitatea de calculare a pensiei, astfel încât perioada în care veteranii au participat la acțiunile de luptă să fie inclusă în stagiul de cotizare în mărime triplă. Până acum această perioadă nu era inclusă în metoda de calcul pentru stabilirea pensiei. În plus, dreptul la alocația nominală pentru merite deosebite va fi oferit tuturor veteranilor, indiferent de vârstă. Alocațiile au fost oferite cu ocazia comemorării a 30 de ani de la războiul de pe Nistru și vor putea fi ridicate până la sfârșitul anului. Războiul din Ucraina îi afectează și pe transportatorii din Moldova. Șoferii care au rute spre Moscova trebuie să ocolească țara vecină, iar ca să ajungă la destinație trebuie să tranziteze 6 țări în loc de una, cât era până acum. De aici vin cheltuielile în plus pentru combustibil, iar prețul călătoriei crește inevitabil. În acest context, Asociația Transportatorilor din Moldova a solicitat ajutor din partea statului. Transportatorii spun că de 2 săptămâni de când Rusia a invadat Ucraina, călătoriile în Federația Rusă au devenit o adevărată încercare. Nu mai pot tranzita țara vecină și sunt nevoiți să ocolească zona de conflict. Așadar, dacă până acum șoferii parcurgeau circa 1500 de kilometri, acum aceștia sunt nevoiți să meargă de 2 ori mai mult. Ca să ajungem la Chișinău în Federația Rusă, orașul Moscova și înapoi, avem un traseu de parcurs de 3120 de kilometri. Traversăm 6 țări. Managerul unei companii care transportă pasageri spune că șoferii trebuie să tranziteze România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania și Letonia. Până la declanșarea războiului, însă, transportatorii mergeau doar prin Ucraina și ajungeau la destinație în circa 24 de ore. Acum călătoria durează până la 3 zile. Fluxuri mari la vamă, ce este legat cu refugiații care părăsesc Republica Moldova, refugiații din Ucraina care părăsesc Federația Rusă, sunt foarte mari aglomerări la vamă care durează de la 2 până la chiar 14 ore. Trebuințele Europei către 3 șoferi, motorina este foarte scumpă și durata călătoriei este 2 zile jumate. Pentru că și prețurile la carburanți ating zilnic noi recorduri, compania a fost nevoită să majoreze de 2 ori prețul biletului. Chiar și așa, fluxul de moldoveni care pleacă din și spre Federația Rusă este mare. Călătorim peste zi, avem zile unde sunt chiar câte 2-3 autocare, persoane care părăsesc Federația Rusă. Cu aceeași problemă s-au ciocnit și transportatorii de mărfuri care au de parcurs un drum mai lung ca să ajungă în Rusia. În acest context, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova a înaintat o petiție către prim-ministrul și președintele țării în care solicită aprobarea de urgență a unor măsuri de susținere. Mai exact, reprezentanții asociației cer restituirea accizelor pentru motorină, reducerea TVA-ului pentru combustibil, micșorarea taxelor pentru folosirea drumurilor. Reprezentanții guvernului spun că vor analiza petiția, dar au precizat că deja se lucrează la elaborarea unor măsuri de susținere. Am solicitat Ministerului Agriculturii să vină cu un program țintit pentru agricultori și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să vină cu un program pentru transportatori. Parlamentul a ratificat acordul care prevede acordarea unui grant în valoare de 100 de milioane de euro din partea Guvernului României pentru Republica Moldova. Banii vor fi utilizați pentru construcția și repararea drumurilor, apeducte, canalizare, iluminat stradal, echipamente medicale, securitate energetică, dar și pentru alte domenii. Deputații PAS și cei din Partidul Șor au votat pentru susținerea proiectului, iar socialiștii și comuniștii au fost împotriva. Contribuția financiară nerambursabilă în mărime de 100 de milioane de euro va fi oferită de Guvernul României pentru o perioadă de 7 ani, cu o posibilitate de prelungire de cel mult 3 ani pentru finalizarea proiectelor și activităților aflate în derulare. Banii care vor veni din România nu vor trebui întorși și vor fi cheltuiți în mare parte pentru proiecte de infrastructură. Secretarul de stat al Guvernului a menționat că domeniile unde vor fi investiți deja au fost stabilite. Preponderent, aceste proiecte vor fi îndreptate în regiunile țării, în satele din Republica Moldova, pentru ca această asistență să ajungă la fiecare cetățean și în special pentru drumuri, apeducte, canalizare, iluminat stradal, echipamente medicale, securitate energetică și altele. Se vor face investiții și în modernizarea transportului, în proiecte de mediu, cultură sau turism. Potrivit acordului și Republica Moldova va trebui să contribuie financiar, suma fiind de minim 5% din cheltuielile prevăzute pentru fiecare proiect. 63 de deputați au votat pentru ratificarea proiectului, iar comuniștii și socialiștii fie s-au abținut, fie au fost împotrivă, fără să explice de ce. Acesta este al doilea grant în valoare de 100 de milioane de euro pe care România îl oferă Republicii Moldova. Primul acord a fost semnat în 2010, iar Chișinăul a reușit să acceseze doar 40 de milioane de euro până la expirarea termenului în care grantul a putut fi folosit.
Două dintre cele trei tinere care au agresat acum un an o adolescentă la Ciocan au fost scutite de închisoare. Acestea au fost eliberate în baza legii amnistiei în legătură cu aniversarea 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei de la Buicani după ce la începutul lunii tinerele au fost recunoscute vinovate și condamnate la închisoare. Cea de-a treia tânără nu și-a recunoscut vina, iar dosarul său este încă în proces de examinare. Avocatul victimei ne-a spus că nu știe deocamdată dacă va contesta decizia. Cazul a avut loc în februarie anul trecut, când 5 fete, printre care și 2 minori, au bătut o adolescentă cu pumnii și picioarele și au umilit-o public. S-au făcut percheziții azi dimineață în biroul unui șef din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Acesta este vizat într-o cauză penală de fals în declarația de averă. În urma descinderilor, procurorii au ridicat mai multe documente, un telefon mobil și câteva calculatoare. Șeful Direcției Investigarea Fraudei Economice a Inspectoratului Național de Investigații a fost citat la procuratură pentru ziua de mâine pentru a fi recunoscut și audiat în calitate de bănuit. Nu am reușit să discutăm cu avocatul acestuia pentru o reacție. Agențiile de turism vor putea întoarce banii clienților pentru sejururile anulate din cauza pandemiei până la sfârșitul lunii septembrie, un proiect care prevede prelungirea termenului de restituire a banilor pentru serviciile achitate, dar neprestate turiștilor, a fost votat astăzi în primă lectură. Criza în care s-au pomenit agențiile a fost generată de faptul că cel mai mare tur operator internațional din Grecia a falimentat, iar mii de moldoveni nu au mai reușit să ajungă în vacanța planificată acolo. Situația pandemică, plus la toate și trecerea în insolvență a celui mai mare tur operator internațional, companie greacă, a adus prejudicii foarte mari, atât industriei turismului, cât și călătorilor care au procurat pachetele turistice. Peste 4.000 de turiști moldoveni au rămas fără bani și fără vacanțe în vara anului 2020. Asta pentru că cel mai mare furnizor de servicii turistice din Grecia a anunțat că își sistează activitatea fără a restitui avansurile până în prezent. Potrivit deputaților, ar fi vorba de peste 1 milion de euro în total. Dacă datoria față de călători în luna decembrie era de 1.100.000 de euro, astăzi ea a fost minimizată și constituie în jur de 600.000 euro. Parlamentarii susțin că este nevoie de acest proiect, mai ales că avem o altă situație de criză legată de războiul din Ucraina, iar unele companii de turism înregistrează pierderi. Acestora li s-a dat un nou termen pentru a putea întoarce toți banii călătorilor prejudiciați, care expiră la 30 septembrie 2022. Data limbii de 30 septembrie 2022 are legătură și cu faptul că atunci se termine sezonul estival, și astfel aceste companii au mai multe resurse financiare să întoarcă datorii către clienți. Deputații au dat asigurări că termenul nu va mai fi prelungit. Iulia Dascălu a anunțat anterior că guvernul Greciei s-a arătat deschis pentru a negocia rambursarea unei părți din banii pierduți după falimentarea operatorului grec, iar negocierile continuă. Operatorul din Grecia a anunțat că intră în proces de insolvență în martie 2020. În primăvara anului trecut, deputații au instituit moratoriu pe întoarcerea banilor călătorilor prejudiciați, care a expirat la sfârșitul lunii decembrie. Agenții economici vor avea dreptul să amenajeze creșe în cadrul companiilor pe care le dețin. Proiectul de lege care oferă această posibilitate a fost votat astăzi în lectură finală. Cheltuielile pentru amenajarea spațiilor de îngrijire a copiilor vor fi asigurate de angajatori din mijloace proprii. Președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie a legislativului, Dan Perciun, a explicat că inițiativa prevede deocamdată crearea cadrului legal pentru ca angajatorii să poată oferi aceste servicii, astfel încât angajații care au devenit părinți să se poată întoarce mai repede la muncă. Perciun a declarat anterior că se ia în calcul și posibilitatea de a fi construite mai multe creșe de stat. De când a început războiul, cel mai dorit și mai prețios lucru din lume a devenit pacea. Pentru pace, oamenii continuă să trăiască, să lupte, dar și să cânte. Au cântat pentru pace și lăutarii maestrului Nicolae Bodgros, care alături de artiști de la noi, dar și din România, au încins hora păcii, aseară pe scena Palatului Național. Păcii. Acesta a fost genericul concertului de aseară, susținută de orchestra Lăutarii în frunte cu maestrul Nicolae Bodgros. Noi vorbim despre pace, noi vorbim despre lucrurile cele care ne doare pe fiecare din noi. Eu știu că muzica
pe timpul războaielor, cel mai grele războaie de pe lume, o a ajutat. Pot să vă spun că atmosfera din culise este una normală, chiar dacă împrejurimile sunt un pic mai triste, să zicem, dacă cu evenimente legate din Ucraina. Seara nu a fost lipsită de momente emoționante. În amintirea Lidei Bejenaru, fosta solistă a orchestrei Lăutarii, în sală s-a auzit și o melodie interpretată de regretată artistă. Momentul a dus până la lacrimi pe maestrul Nicolae Botgros. Să susțină pacea prin folclor și-au dorit și Ion Paladi, Ioana Căpraru și Mihaela Tabură. Cu gândul la pace, pe scena Palatului Național au urcat și interpreți din România. Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor se află la cea de-a 56-a ediție și susține campania Moldova pentru pace. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul MasterChef România. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222136645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005508. O seară liniștită!